decât să se oprească motorul în cazul în care e piciorul lăsat. Eu mai bine aș fi pus un back în bord, dar da, decizia lor. E o chestie bună, nu zic, adică ar fi nașpa să mergi cu piciorul pus, dar da. Acum văd și eu că se vede mult mai bine. Data trecută cu Grizzly-ul s-a văzut mult prea în jos, încă nu regret, fiindcă ați văzut și voi, a fost atât de însorit încât în unele părți, așa în depărtare, abia de vedeai ceva, s-a chinit GoPro acolo. Aici se arată de ce merită un Hero 8 sau 9, chiar dacă filmezi tot 1080p, până la urmă are niște chestii în plus. Hai că băieții mi-au lăsat fum. Suntem tot cu ATV-ul. Dacă vă întrebați ce facem azi, am zis că mergem să explorăm. Mergem să explorăm ceva pentru că, da, mai am o idee de un review, adică de un test ride, scuze, tot zic review tot timpul. Mai am idee de un test ride la un motor, dar am zis că nu-l facem azi, mai lăsăm pe mai târziu. Astăzi am zis că merge până la o carieră sau cel puțin încercăm să ajungem într-acolo și, da, tot ați sugerat de o grămadă de ori, băi, bă, pur și simplu ieși, tot trebuie să-ți faci scenariu. Da, asta o să fac astăzi. Vedem ce iese. Îi dăm la o plimbare. Și da, sperăm audio să sune mai bine. Cu Grizzly-ul nu știu exact, că nu am ascultat încă cu căștile, dar cum editam pe laptop a fost destul de slab. Nu mi-a plăcut calitatea, dar o să ne luăm și microfon pe viitor. Oricum ăstea deja își cere pensia. Sunt bucuros că măcar cu camera am reușit, în sfârșit avem poziție faină, se vede fain, nu mai tremură, nu mai nimic, e permanentă, nu mai joacă, e un vis. Curba mai grea asta, tot deja încep să studiez și eu despre counter steering, dacă știți, și încerc să-mi fac așa în minte o idee cum funcționează. Și pare logic, dar când e să o pun în practică, nu... Mamă, ce praf îmi ia. Deci, băi, luna asta mi-am luat praf în filtrul de aer când nu mi-am luat de când am motorul. E inadmisibil așa ceva, adică uitați-vă și voi. Cum n-am nici ochelarii, acum, ca să nu se audă... Băi, nu mai văd mica de la praf, văd. Tot mi-a intrat în ochi. Hai de capul meu, bă. Trebuie să-i dea el talpă pe pietriș. Mai bine, dar dacă m-am duc eu în față, bă. De capul meu. Am zis că nu-mi iau ochelarii pentru voi, că și așa e slab microfonul, sau cel puțin sub așteptările mele, sub ce vreau eu. Mamă, dar de ce trebuie să faci așa praf, mă? Bine, că și eu mi-au zis că au mâncat de la mine de multe ori, dar le iau ochelare acum, lor nu le vine în gură. Numai lacrimi am în ochi. Dacă iau pe iarbă, aici, în stânga, așa nu mai merge, dar... Baie, mă, uite-te, bă, ce-i dă. Mă, praf. Trebuie schimba și mai bine că o luat-o și el pe iarbă. Las că o iau eu pe el. Las că o iau eu pe drum. Ce praf mi-am luat, bă. Și bine, hai că ochii mei mai rezistă, știi, dar e filtrul de aer care se termină, dar o să-l schimb oricum toamna asta, după un an și ceva, ar fi și timpul. Mă, uite, mai zic ceva, bă. Mai zic ceva, bă. Dar mai văd nimic, bă, tată. Fain în spate la TV, ori mai merem. Da, las că nu mai știe el drumul de aici. Sperăm. Și ne lasă în față. Vai, ai, ai, ai. Ce praf bagă, bă. Da, las.
pic de fail acolo. Las că bine că am luat-o în față, că pe aici e probabilitate crescută de câini. Da, mai mult oi, da, mere. Mamă, dacă praf face ATV-ul ăla, acum înțeleg și eu de ce zic turiștii ăștia de la munte că urăsc să meargă ATV-urile pe acolo, bă, dar nu cred că facă atâta praf. Și un motor face praf dacă îi dai blană, dar nici vorba așa, adică na, e o roată de 120 față de 4, hai să zicem 2 că alea din față nu trag. Față de 2 roți pe spate, că poate 4x4 nu-i tot timpul, 2 roți de câte sale, 180 cred, sau mai mult, mai mult ar trebui, dar fie 180, poate 200 și ceva, depinde de ATV și de toate astea. Dar pe grizzly ăsta nu cred că sunt mai mult de 200, nu știu, sau să fie 220, dar habar n-am. Da, câinele ăsta e închis. Sperăm să nu fie ăștia la afară, că sunt niște câini aici în față și într-unul din cei trei am dat. Și problema e, nu e că neapărat ăsta afară, ci cât de mari și agresiv. Adică nu m-am mușcat până acum, dar știi cum e? Niciodată nu te... Și ciudat e când se uită lumea și se întreabă ce naiba e de pe cască. Da, după cum ziceam și mai pe la început, astăzi încercăm să mergem la o carieră. Nu știu dacă reușim. Am mai fost acolo și eu și ăla din spate de pe ATV, dar am fost pe altă rută, pe unde e de mers cu mașina, să zic așa, n-am fost pe aici. Știm că ar trebui să se poată merge și pe aici, pe undeva, dar nu știm pe unde. Acum că stau și mă gândesc, parcă nu e așa rău, pur și simplu să te iei și să filmezi, dar eu nu pot să mă abțin tot, trebuie să mai vorbesc ceva, cât de cât, așa, nu știu. Sperăm să nu fie noroi, nu pare a fi, adică doar câte o baltă, două și alea super mici, pentru că, da, o fi luat acum 5-6 zile, dar în mare parte e uscat. Oricum, acum eu am cauciucuri, el are cauciucuri pe ATV, are și un motor cu care nu putea veni pe aici, la ăla o să facem test ride cât de curând. Dar a venit cu ATV-ul pentru că a zis că nu se bagă cu moto pe aici. Ține minte drumul de acum vreo 2 ani când n-am mai fost. Așa că... Da... Contest să vedem ce filmăm. Da, se vede în față, dar nu se prea vede motorul. Acum ar trebui să fie ok. Mie îmi place mult să se vadă motorul, că n-a, sunt îndrăgostit de el. Dar toți îmi ziceți că preferați să vedeți în față decât atâta din motor. Acum pare să se vadă în față bine, bine de tot. Pare să fie și dreaptă camera. Aici e un izvor, dar nu cred că ne mai oprim. Dacă îi dăm a doua. În caz că vă întrebați dacă o să vină un timp când pur și simplu o să trag de gaz, e, timpul ăla deja există, nu știu, de 2-3 săptămâni ce-i cu mine, dar trag mai tare. Dar când filmez, nu știu, parcă am instinctul să nu-i dau, știu că trebuie să vorbesc ceva, dar pot să-i dau, adică nu... De ce nu-i dăm acum asta și mă gândesc că n-am scenariu de data asta. Putem să mărim puțin viteza, doar să fim atenți să nu vină ceva tractora și cealaltă parte. Ok. Trei drumuri. Hai că am mai fost pe aici. Am mai fost pe aici și nu sigur dacă dădea undeva, părea că am înfundat așa. Și dacă dă undeva, e ceva drum din ăsta. Da, nu, de fapt, este acolo un loc de spolovan de... În ciuda faptului că am văzut un tractor. Zice să încercăm pe aici.
Nu sigur cât de bun e, dar vedem unde duce. Dacă duce în același loc, sfârșit. Pe drumul ăsta chiar n-am mai fost niciodată. Ar fi prea fain să ducă fix acolo, dar încercăm. A, de fapt că stau să mă gândesc, nu cred că duce, dar pare un drum fain. A, nu duce, nu duce, nu duce. Hai că avem marșarier la ăsta dacă-i. Fain cu pinioane de asfalt. O să-mi schimb și kit lanț. Cred că toamna asta, poate la iarnă vedem. Dar neapărat vreau să mă duc pe ceva cu mai mult cuplu. Iarba, frate, deci nu mai. Hai că ăsta mai merge. Hai că da. Fa. Cred că am uitat să-mi leg casca. Aba, nu e legată. Plac vergile astea așa peste drum. Dar e și un semn că nu mai merge multă lume pe aici. Ceea ce nu e neapărat fain. Că drumurile astea în 10 ani nu le mai bate nimeni, știi? Far. Din păcate pentru noi o să fie doar drumuri cu pietre mai târziu, bolovan și chestii. Deci fără atâta praf, sperăm. N-avea șanse cu supermoto pe aici, ca să dau un spoiler ce-i motorul ălalt. N-avea șanse cu el pe aici. Adică putea, dar crești, rupea cauciucurile degeaba. Iară praf, am înțeles. Am înțeles. N-am spus ăla, dar în fine. Bun o fi și ăsta. Ar trebui să fie bun, duce până într-un loc, undeva acolo, dar sper că nu zbălți pe aici, că n-am chef. Yes, frate. Se putea să nu. Aici avem oricare ceva mai nașpa. Dar că e mai nașpa pentru el decât pentru mine, că eu sunt cu motorul și și un pic mai motor, dar
că noi n-o râd aici. Crezi că e noroi când l-am văzut că frânează așa? Aparent nu-i. Pe aici lui. Pe aici e o leacă de noroi. Dar n-are treabă băiatul. Grizzly 660, fazat. Oh. Ah. Nu trebuia să vin pe aici. Adică nu în modul... Trebuia să vin cu vânt, tati. Dacă nu, să mă duc pe sus, nu așa. Mai văzut că nici nu-ți trebuie avântare 30 de centimetri, dar contează să nu o pornești de pe loc, atunci doar faci burnout acolo pe piatra aia, cum am făcut eu mai înainte. Pe aici știm drumul, dar nu suntem siguri dacă duce în locul bun. Dacă 250 în joc așa pe pietrele astea. Ce mergi unde doar crezi. Las în față de dragul videoclipului, dar... Mamă, ce praful meu înapoi! Hai că aici nu e așa rău, oricare asta. Mai mult frunze decât praf. Ba, las, că o vine și praful. Băi, ții la tăia de lemn de n-au treabă. Nu știu, nu știu ce vedeți pe video, dar eu în realitate nu văd nimic. Nu văd... Ce e aici, bro? Apa, loți! Da, dacă mă întreb pe mine de aici, nu mai știu drumul. Ai marcat pe aici. Dar nu știu, nu pare. Nu pare să dăm într-o zonă bună. Outlander. De ce tot timpul când sunt chestii interesante nu filmează? Bine, aici e greșeala mea și mă asum. A fost plin cardul și s-a oprit. Dar cred că ați văzut ultimele secunde. Dacă dați acolo zoom, poate las o poză pe ecran cu zoom, chiar dacă o să fie 140p. Era unul cu un Can-Am negru care s-a oprit la ei și după aia am venit și eu în spate și ne-a cam întors din drum, adică ne-a zis că nu avem voie să mergem pe acolo, că tot e a lui, proprietate privată. Eu am zis de când am văzut portița aia pe acolo, gărdulețul și semnele alea prin copaci, am zis, băi, nu e bine ceva, dar am ignorat și am mers, dar el
mergea la o fermă de-a lui ce are el de aici și ne-a zis că, voi, proprietate privată, n-aveți voie să mergeți pe aici. Așa că ne întoarcem. Bine, aici, chiar pe aici, nu e proprietate privată, dar alt drum pe care îl știm noi până acolo nu e... Dar poate altă dată, deoarece e înconjură cam mult ca să nu trecem prin proprietatea domnului și, madamă, putea merge pe acolo. Bine zis. Pe aici am venit eu. Drumul care nu ar trece prin proprietatea domnului e înconjură ceva kilometri buni în plus. Au, unde m-am băgat, că eu m-am dus pe dincolo. Hai, ok. A, uite, asta nu place la Teo, tu vezi cum se balansează. Nu. Oh, tati. Bă, astăzi l-am spălat deja, l-am făcut din nou. Da, l-am întrebat de fața cu praful când ne-am oprit și au zis că au făcut-o intenționat. Mersi. Da, nu pare atât de urât episodul ăsta pe cât credeam eu. Adică atât de plictisitor, mai bine zis, pe cât credeam eu că îi să filmez doar așa, fără un subiect anume. Poate mai încercăm chestii din astea. O să mai fie zile în care o să filmăm și am fost. Chiar într-o zi am fost 4, dar nu aveam încă casca asta și prinderea și nu am încercat să filmez. Dacă v-aș arăta ce a ieșit, nu, n-are niciun rost, se lângă camera în toate părțile, nu. Sunt bucuros că am scăpat, acum e prinsă cu adeziv și super glue de siguranță, deci... E prinsă bine, se vede că nu mai joacă. Eu cred că o să închei episodul ăsta pe aici. Pentru că drumul ăsta deja l-ați văzut venind încoace. Așa că, da, până data viitoare, numai bine. A, uite, puteam veni și pe aici prin... Wow, trei drumuri pe aici. Băi, ai ce explora. Dar trebuie să vrei și trebuie să ai cu cine. Și e bine să fiți mai mulți, pentru că din mulți, unul tot ține minte drumul. Știi, când ești singur, îți mai pui semne de întrebare, doi, depinde cât de mult s-au concentrat unul sau altul, dar 3-4, deja unul trebuie să știe pe unde ați venit în anumite locuri, știi? Unul ține minte pe acolo, unul pe acolo, fiecare cel o marcat, să zic așa. Dar, da, eu o să închei episodul ăsta aici. Până data viitoare, numai bine. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare cu noi aventuri sau noi videoclipuri informative, test ride-uri, ce-or fi ele. Numai bine, pa, pa. Poate că vă mai las cu un minut, două de mers cu motorul fără voice. Sper că m-am auzit acum, că nu mi-am mai pus microfonul, deoarece suntem pe fugă acasă acum. Dar... Și nici n-am mai avut chef. M-am uitat să văd până unde am filmat și am văzut că se auzea bine vocea mea. Cel mai probabil o să las audio extern doar pe asfalt, acolo unde am mers mai tare, să pun cel intern. Deci, da, cam atât.